Autoritățile vor să introducă noi reguli pentru posesorii de arme pneumatice. Legea nu prevede acum și răspunderea penală, iar acest lucru dă bătaie de cap polițiștilor atunci când se întâmplă o tragedie. Proiectul de lege se află în proces de actualizare după ultima reglementare făcută în anul 2018. În Republica Moldova sunt peste 61.000 de persoane care dețin mai bine de 75.000 de arme. Vorbim atât de arme de foc, cât și de cele neletale pentru autoapărare. Anul trecut, Poliția Națională a instituit un mecanism de marcare a armelor, datorită căruia se duce o evidență mai strictă. Astfel, oamenii legii știu de unde provine, cine e posesorul și dacă armele au fost implicate în comiterea infracțiunilor, atât în țară cât și în străinătate. Nu este ușor să obții un permis de armă de foc. Trebuie îndeplinită o serie de condiții și absolvirea unui curs de instruire. Permisul se poate obține după vârsta de 21 de ani, iar solicitantul nu trebuie să aibă antecedente penale. El trebuie să prezinte un certificat medical de la psihiatru și narcolog. În ceea ce privește armele pneumatice, procedura de a obține un permis nu este atât de riguroasă. Ba mai mult, până în 2018, acest tip de armă nu era reglementat prin lege și putea fi procurat de oricine. Ulterior a fost instituit un mecanism de control. Cei care cumpără o armă pneumatică sunt obligați să comunice asta poliției în termen de 10 zile pentru a intra în legalitate. Neglijența și irresponsabilitatea unor posesori de arme s-a terminat tragic. Doar anul trecut au fost 66 de incidente cu implicarea armelor deținute legal sau ilegal. Anul acesta sunt deja peste 30 de cazuri, inclusiv cu implicarea minorilor. Cel mai recent incident s-a produs în raionul Edineț. O fetiță a fost împușcată cu o armă pneumatică de către verișorul ei. Este o neglijență din partea tatălui, care nu a conștientizat că o armă care în primă fază îi apare nepericuloasă pentru noi în situația unui copil, iată, a demonstrat că poate produce prejudicii destul de mari. Legea imperfectă împiedică pe oamenii legii să aplice sancțiuni mai dure, inclusiv închisoare. Armele pneumatice nu intră în categoria celor letale, iar codul penal prevede pedepse doar pentru deținătorii armelor de foc. Vrem să reglementăm și modul de răspundere și ei trebuie să se încadreze exact la acel compartiment de răspundere, ca și toți ceilalți deținători de arme de foc. Va fi completat legea penală, cel puțin asta ne propunem, ca să fie completată cu răspundere și pentru deținătorii de astfel de arme. Fiecare deținător de armă este verificat de poliție o dată la 6 luni. Doar anul trecut au fost verificați peste 61 de deținători și au fost depistate 1500 de încălcări ale legii. În peste 150 de cazuri a fost retras permisul de portarmă. Șeful Poliției Naționale admite că sunt și cazuri de corupere a angajaților pentru a trece cu vederea unele încălcări. În mod special în localitățile rurale sau localitățile mici, fie că este cu mătru, fie că este vecin, fie că este prietenul cuiva, sunt lucruri care se întâmplă. Cu părere de rău, nu este corect acest lucru, dar le avem. Eu sper că mecanismul care a fost instituit cu modul de verificare cumva ne va ajuta cel puțin să reducem din acest risc. Până acum, Poliția Națională nu a prins niciun administrator al magazinelor specializate pentru că ar fi comercializat ilegal arme. Comercianții sunt obligați ca după fiecare vânzare să informeze poliția, indiferent de tipul de armă. Autoritățile iau în evidență și toate armele importate.